Vă propun să vorbim despre steaua fixă Sabic, care face conjuncție cu Marte Săgetător. Deși ea acum este poziționată în dreptul constelației Săgetător, ea, la origine, aparține alte constelații, este vorba de Ofiucus. Este o stea de natură Saturn-Venus și nu are un nume extraordinar de bun. Este un amestec de calități și defecte, depinde cum sunt ele susținute sau atenuate sau intensificate de celelalte planete de pe harta cerească sau de către niște tranzite. În principal, are o funcție negativă în plan moral, pervertește mentalul, gusturile, instinctele, dorințele și metodele de a obține satisfacții în viață. Este o combinație care poate să le facă mai ales pe femei nefericite, nesățioase sau incapabile să se abțină în fața unor dorințe pofte care le depășesc puterile și atunci recurg la metode mai puțin corecte, indicate sau oneste. Este un semn al pasiunii și aici avem de-a face cu influența inițială a semnului scorpion, Dă inimă bună, generozitate, dar o generozitate fie prost plasată, fie imposibil de ținut în frâu, ori deplasată. Generozitate cu cine nu trebuie, când nu trebuie, sau într-o formă lipsită de orice fel de noimă, logică și rațiune. Este o natură care tinde să își pună în aplicare nu niște idealuri sau niște principii, ci mai degrabă niște instincte și niște pofte. Din perspectiva astrologiei arabe se asociază cu al 18-lea culcuș lunar și din această perspectivă ea se încarcă cu niște semnificații noi, și anume faptul că răspândește discordie, favorizează conspirațiile, mai ales împotriva persoanelor importante de prim rang, de primă mărime, pune sămânță de conflict. Bagă dihonii între oameni și naște uh, conflagrații, războaie, bătălii și lupte, care, la un moment dat, pun și o problemă foarte importantă, și anume eliberarea. Eliberarea captivilor, a prizonierilor de război, și în această ipostază, culmea ea funcționează favorabil. Permite eliberarea acestora în varii condiții. Din perspectiva astrologiei chineze, este asociată cu al șaselea lăcaș, denumit coada. Aici, chinezii îi atribuie câteva funcții, și anume un rost favorabil în negocierea căsătorilor, mai ales dacă este vorba de avere, apoi favorizează educația, moștenirile importante, obținerea unor averi pe căi ascunse. De altfel, mai patronează și tezaurele sau zăcămintele de aur, să spunem, care în sine sunt un potențial, o bogăție. Mai favorizează descoperirea comorilor ascunse și permite promovarea în funcții înalte a celor care lucrează în instituțiile statului. În prezent, cum spuneam, se află în conjuncție cu Marte, și din această perspectivă primește de la Marte și alte noi deficiențe sau calități, depinde cum vreți să spuneți. Accentuează trăirile afective, le împinge într-o notă aventuroasă, vag responsabilă introduce viziuni îndrăznețe mai puțin ortodoxe sau conforme cu dogma, cu norma, cu legea sau cu cutuma.